Directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj l-a contrazis pe primarul Floreștiului, Horea Șulea, în legătură cu momentul în care va intra în reparație drumul național 1 pe porțiunea Florești, Cluj. Nu se face în 15 septembrie în Gilău, nici în Florești, anul ăsta. Anul viitor, intenția noastră este să facem. Sigur că va fi un oarecare de disconfort, pentru că nu numai aici, oriunde în lume, când sunt două benzi, pe o bandă se lucrează și pe o bandă se circulă. Dar va fi semaforizată, vom aplica tot ce trebuie astfel încât impactul să fie cât mai mic. Directorul DRDP Cluj a mai afirmat că într-adevăr vor începe lucrările în 15 septembrie anul curent, dar pe o altă porțiune a drumului național 1 între Huiedin și Cluj. Este vorba despre un covor asfaltic care vrem să-l începem în data de 15 septembrie anul acesta și vor fi 10 km, începând de la Șaula spre izvorul Crișului, 10 km. Deci nu ajungem la Florești anul acesta. Este o confuzie, n-am înțeles de unde a apărut știrea asta. Știrea inițială a pornit de la o postare pe Facebook a primarului din Florești, Horea Șulea. Administratorul DN1 E60, strada Avram Iancu, Florești, CNAIR, prin DRDP, va proceda la reabilitarea căii de comunicație. Acest lucru, potrivit conducerii DRDP Cluj, va începe după 15 septembrie, când formalitățile de achiziții publice vor fi finalizate. A scris ieri pe Facebook edilul din Florești. Mulți locuitori din comuna clujană s-au declarat îngrijorați despre cum se va circula pe drumul național între Florești și Cluj în momentul în care vor începe reparațiile. Asta în condițiile în care această porțiune este cel mai aglomerat drum din țară, tranzitat zilnic de peste 60.000 de mașini, conform unor studii de trafic.